atâta timp cât nu se află și fata nu zice nimic, e tot. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la încă un episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Laurențiu. Laurențiu Pantera, un individ de 28 de ani ce a încercat și el să racoleze o minoră. Pentru cei ce ați văzut live-ul, știți ce fel de mindfuck ne-a dat când l-am întâlnit. Cei ce nu ați văzut live-ul, veți descoperi în acest episod perspicacitatea lui Laurențiu Pantera, să spunem așa. Anyways, să nu mai pierdem timpul și hai să trecem rapid prin conversație, apoi să dăm drumul la material. Bună, ce faci, dragă? Bună, bine, tu? În pat. Ești singură? Da, de ce întrebi? Poate ne întâlnim. În ce zonă stai? Timpuri noi. Aha, frumos. Tu? Vrei? Trapezul? Vrei? Stai singură? Da, dar de ce mă întrebi? Să ne întâlnim, vrei? Nu știu, nu te cunosc. Pe ce are? Ne cunoaștem când poți. Mâine poți? Ce să pot? Să ne întâlnim. Dar nu te cunosc și mi-e frică. Nu trebuie să-ți fie. Sunt un băiat cu minte, ai să vezi. Ai încredere. Câți ani ai? 28. Mulți înainte, ai dublu vârstei mele. Nu contează. Eu am 14. N-are nimic. Mulți înainte. Zi, vrei? Mulțumesc la fel, nu știu, mă mai gândesc. Păi ai mâine să ne întâlnim. Nu obișnuiesc să mă văd cu străinii. Păi o să fiu al tău. Adică, iubit. A, da? Da. De când? Cine a zis? Păi dacă vrei, ai, poți mâine? N-am mai avut până acum un iubit. Păi o să fiu eu primul dacă vrei. Da, nu te cunosc, scuze, și mi-e frică. Păi o să mă cunoști, nu trebuie. Ești virgină? De ce mă întrebi? Așa, e, ce? Păi te-am întrebat de ce întrebi. Așa, eram curios, zi la ce oră mâine. Nu știu, nu cred că vreau să ne vedem. Păi zi-mi o oră, de ce? Nici nu-ți cunosc numele, nu știu cine ești. Laurențiu, și mai cum? Pantera, e, da, mă minți. Nu, jur, tu nu simți nevoia de bărbat? Zi la ce oră și unde? Trimite poză cu tine. Și a trimis el cu el. Ai zi, vin mâine la tine? La ce oră vrei? Faci și tu o cafea? Trimite și mie o poză cu tine, pui. Ne întâlnim la Unirii, ne cunoaștem și apoi mergem la tine. Vrei așa? La ce oră? Zi, facem așa? Bă, voi chiar aveți impresia, prădătorii dracu, că funcționează chestiile astea așa cu o fată, cu o minoră? Bă, bune. Gata, bună, vin la tine. Ce în capul vostru? Bine, oricum, nu e nimic în capul vostru, că sunteți reduși rău de tot. De ce să mergem la mine? Păi așa, să stăm. Zi, vrei? Ce faci? Ce să vreau? Să ne întâlnim. La ce oră poți? Azi nu pot. Dar când? În weekend. Da, și așa, trimite și mie o poză. Și unde ne întâlnim? Nu știu. Păi la tine poți? Sau în altă parte? Dar ce vrei să facem la mine? Nimic, să stăm. Vrei tu să facem ceva? Ce? Păi tu știi, să te sărut, vrei? Nu știu, nu am mai făcut asta cu un băiat. Păi o facem acum dacă vrei. Vrei? Tu vrei? Da, eu da, tu? Nu știu. De ce? Așa sunt eu, mai timidă. Păi n-are nimic, te iau încet. Întâi te sărut. Cum adică? Să ne obișnuim. Zi, vrei așa? Nu știu. Îmi placi mult. Ți-am zis că eu nu am mai făcut asta până acum. Și mi-e așa. Păi nu trebuie să-ți fie, te învăț eu. Ce să mă înveți? Să săruți. Trimite poză, îmi trimiți? Tu mă placi? Nu știu, nu te cunosc. Păi hai să mă cunoști. Zi, facem așa, ne întâlnim să fim împreună. Zi, vrei? Pe la ce oră poți? Nu știu. Păi zi tu o oră. Nu știu. La 19 e bine? Poți? Sâmbătă? Da, să văd. Păi ai zi-mi. Nu știu, îți zic atunci. Da, rămâi singură în weekend? Da, am înțeles. Vrei să te sărut peste tot? Adică, pe buze sunt și pe păsărică. Îți place? Nu știu. Păi te excit, îți dau limbi, vrei? Ți-a mai dat cineva limbi până acum? Uhu, la câți mi-ați dat limbi, n-aveți idee. Ce faci? Îmi zici pui, vrei? Ce faci? Așa rămâne sâmbătă la 14, da, pui? Am să te anunț. Da, vrei, da? Și apoi după ce îți dau limbi, îți bag ți bag și puțin, vrei? Ah, să vezi ce bine e. Vrei? Ce? Pula. Vrei? Puțin, da? Vrei? Mâine poți? Când înveți dimineață? Cum ești rasă la păsărică? Sau ai floci? Bă, ce țărani. Ai mâine poți? Dimineață? Zi-mi, vrei? Ce faci, iubi? De ce nu vorbești? Merg până la cineva. Ok, vrei așa? Mâine să facem dragoste? Să-ți o bag în păsărică? Sau te frec doar pe lindic? Cum vrei? Zi-mi. Nu. Dar cum vrei, zi-mi, să te săru, să te mângâi, mâine poți, vrei să fim împreună, iubiți, hai să ne întâlnim la Unirii, vrei? Nu. De ce, zi-mi, de ce nu vrei? Nu știu. Păi ai mâine. Tu ce nu pricepi că nu pot? Dar când poți? În weekend. One bata. Da. Sâmbătă. Pe la 14. Am să văd când pot. Și ne întâlnim la tine. Ok, la tine. Ok. Așa rămâne, da, te doresc mult. Ce faci, iubi? Bine, la școală, tu? Pe acasă. De-abia aștept să ne întâlnim sâmbătă. Sâmbătă, da, iubi, ne întâlnim, da? Să-mi dai adresa și număr de interfon. Sâmbătă ți le dau. Ok, pui. Și număr, da? Te sărut dulce, iubi.
Ce faci, iubi? Ce faci, iubi? Nu vorbești cu mine? Bine, tu ce faci? Stau un pas și mă gândesc la tine. De-abia aștept să ne întâlnim sâmbătă. Tu ce faci acum? Bine, cu bunica. Bravo. Mersi. Cu plăcere. Sâmbătă rămâi singură. Trimite și mie poză. Nu mai zici nimic? Ce să zic? Că mi-s cu bunica. A, și te ferești de ea? Nu, am de vorbit și cu ea. Aha, am înțeles. Sâmbătă e singură. Trimite adresa unde să vin. Stai la bloc? Sâmbătă. Da, la bloc. Aha, e ok. Pe la ce oră poți? Cred că m-ai cam bătut cu asta la cap. Ți-am zis că nu știu și că te anunț sâmbătă, da? Da, iubi, dar ne întâlnim, da? Să văd și cum te comporți. Da, iubi, mă compor bine, sunt cu minte. Trimite și mie poză cu tine. Trimis, te rog? Și am trimis poză. De-abia aștept să ne întâlnim, să te sărut, să te țin în brațe. Îți place să te sărut? Îți place, iubi? Ce faci, iubi? Bine, tu? Ce faci, iubi? Bine. A trimis și el o poză cu el. Ești la școală? Da, am înțeles. Mâine ne întâlnim. Așa cred. Ai, iubi? Ce să am? Nu am zis să ne întâlnim. Mâine, la tine. Vrei? Te sărut dulce peste tot. Îți place? Ce faci, iubi? Ai scăpat de la școală? Da. Bravo, iubi. Mâine ne întâlnim, da? Da. Pe la cât? De-abia aștept. Când poți tu? Tu când poți? Pe la amiază. Da. Vin la tine. Ok. Da. Trimite adresa cu număr interfon și numărul tău ca să te sun mâine când vin. Ți le dau mâine. De-abia aștept, iubi. Ce? Să ne întâlnim. Tu nu aștepți? Mi-e așa frică puțin. Nu trebuie pui. Să vezi ce bine te simți după. După ce? După ce te sărut peste tot. Da? Cum așa? Pe buze sunt păsărică. Dar ai mai făcut asta? Nu, o fac cu tine. Mâine, iubi. Ah, vrei să te sărut, să-ți iau sânii în gură, să-ți dau limbi. Tu dacă vrei să o atingi, să te joci cu a mea. Ce? Puța. Cum să mă joc? What the fuck? Să o atingi cu mâna, să o frești. Te învăț eu, da? Vrei, iubi? De-abia aștept să ne întâlnim. Bun, da. Numai să nu te deranjeze, că na, sunt mai mică decât tine, am 14 ani, nu am mai făcut asta și să nu te superi sau ceva, să nu te deranjeze. Nu mă deranjează, nu mă supăr. Sigur? Da. Ok, da, iubi. Cum ai spus că te numești? Laurențiu. Și mai cum? Pantera. Nu te cred. Ce nume e ăsta? Pantera. Pantera roz. Ăsta e. Pantera mă cheamă. Ok. Și cam atât din conversația asta stupidă cu Lenții Pantera. E clar că omului îi lipsesc, cum s-ar spune, biscuiții din pachet, țiglele de pe casă, e dus cu pluta, obregii îl cheamă. Haideți să-l cunoaștem pe Lenții Laurențiu Pantera. Bam! Auzi că am o problemă. M-am întâlnit cu o fată de 14 ani. Vine justiția. Vă duce pe pedofil! Pedofilul! Vine justiția ca să-și facă treaba. Vine justiția rău, te vinde cu fata. O să bei apă liniștit. Salut! Îl așteptăm pe Laurențiu. Pantera. Laurențiu Pantera Neagră. E o zi frumoasă. Păcate. Te smuri la ceas. Sunt 25 de grade. Și trebuie să ajungă Laurențiu la minor acasă. Hai, Laurențiu. Hai că poți. Da, greu, dușuri, băi. Și-a făcut duș, Laurențiu? După care și-a făcut baie. După care și-a făcut baie. Și acum s-a urcat în metrou și vine la timpul noi aici, unde stă minora. Vârsta nu contează până la urmă pentru Laurențiu. E doar un număr. E doar un număr. Da, vârsta e doar un număr. Poate fi două numere. Și asta e adevărat. Dacă e norocos, poți fi și trei. Aia și cifre, mă. Noi proști. De-aia avem în echipă. Corect. Bine, haideți că ne auzim când începe să-și facă apariția. Efectul. Efectul, Pantera. Pa. Ce face, bă, Pantera? Ce face Pantera? Că trebuia să ajungă de 7 ori până acum. Nu știu. Lentă, bă, să mor. Chiar că Pantera lentă. Pantera lentă. Ia, mă întreb, când ai zis că faci baie, nu am crezut că te referi la... Că construiești baie. Că pui gresia, faianță. E mai lezi cada. Chiar că... Bună! Mă auzi? Da, te aud. Pe unde ești? Uite, sunt aici la... Pe unde? Pe unde? Sau pe drept în față? Drept în față. Al doilea bloc. De drept în față, de la metro, nu pe universitate. Nu, cealaltă parte. Da, eu da. X-ul ăla între spre. Balcon, dar ai luat-o înapoi. Ah, spre mine și ai luat-o înapoi.
Da, da, vin încolo să... Da, da, da. Da, acum. Hai că coborăm. Laurențiu, hai cu noi. Hai cu noi, la bloc. Hai să mergem, să vorbim. Că știm ce se întâmplă aici. Hai să vorbim. Ce să vorbim? Hai să vorbim, că știm ce faci aici. Ce să fac? Ai venit să te întâlnești cu fata, nu? De 14 ani? Hmm? Dar ce ai venit să faci? Zi, ce ai venit să faci? Am crezut că e un băiat. Ai crezut că e... A. Ai venit cum, să te întâlnești cu un băiat de 14 ani? Nu de 14 ani. Dar de cât? Un băiat. Băiat. De cât? Păi de ce ai venit să te întâlnești cu un băiat? Păi eu sunt de la acolo. Ești gay? Da. Da? Am înțeles. Da. Și de ce ai vorbit cu o fată atunci? Păi știu că ele fac poze, da? Pune poze de fete. Stai, mă, popule, tu ești gay? Da. Serios? Asta nu e problemă, da? Nu e problemă, dar... Te sper dacă vorbești cu noi 5 minute? Păi, hai să vorbești cu noi. Nu-ți fac nimica. Nu vorbesc, că eu am crezut că zic e băiat. Păi nu, n-ai crezut. Tu ai crezut că e fată. Uite aici mesajele. Băiat. Deschide-mi șpec, s-a deblocat ăsta. S-a blocat. Eu sunt gay. Nu ești, mă, gay. Ba, da. Ești gay? Da. Hai să-ți dau o muie. Nu, păi nu, că sunt doar activ. Ești doar activ? Da. Hai să-ți spun mâna pe pulă, mă lași? Nu. De ce nu? Da. Am înțeles, ok. Eu nu cred că ești gay. Ba, da. Eu cred că ești un pedofil. Nu. Nu? Nu. Ai venit să te întâlnești cu... Ai vorbit cu ea la telefon. Ia uzi. E singură, poate ne întâlnim. În ce zonă stai? Eu am crezut că e băiat. Păi cum e că ai vorbit cu ea la telefon? Ar avea voce de fată. Băi, nu merge asta, mă. Pe bun. Dacă ți-am zis că am crezut că e gay. Ai crezut că e gay? Că pune poze de-astea cu gay. Da? Mm. Și ai crezut că e un gay de 14 ani, a? Nu, de 14. Păi dați-a zis că are 14. Nu merg. Ești virgină? Eram curios. Păi, dar nu acum. Ia uzi, Laurențiu Pantera te cheamă, nu? Mm. Tu nu simți nevoia de un bărbat la 14 ani ai tăi? Zi-mi, vin la tine mâine? Faci și tu o cafea? Nu. Hai să-ți dau o cafea, vezi că intri cu capul în asta. Păi, dar nu mai mă filma. De ce? Păi. Ești pe domeniu public. Ia uzi. Întâi te sărut, apoi ne obișnim. Păi, și-ți plac fetele de 14 ani? Nu. Hai, mă, recunoaște. Nu. Zi, facem așa să ne trăim să fim împreună? Rămâi singură în weekend? Vrei să te sărut peste tot, pe buze, sân și pe păsărică? Astea sunt vorbe să-i spui unei fete de 14 ani? Nu. Păi și atunci ce ai făcut asta? Nu există că ai crezut că e gay. Păi, dar dacă n-am știut. Hai, mă. Pe cuvânt, dacă am știut că e copil. Dar nu ți-e rușine. Da, pe cuvânt, dacă am știut că e copil. Păi, bine, nu ți-e rușine să te dai la o minoră? Păi, dar n-am știut. Să se audă mai bine, în microfon. Vrei să strigi aici în groa mare că ai venit să te întâlnești cu o fată de 14 ani? Nu, păi nu m-am venit atunci. N-ai venit, dar de ce ai venit aici? De ce ai venit? Nu mă mai minți atunci. Cu un gay. Hai, mă. Păi dacă noi avem conversații. Avem conversații, avem și audio. Ai venit să te treci cu o fată de 14 ani. Ai vorbit la telefon din aur cu colega noastră. Efectiv, ai vorbit cu colega noastră mai devreme. Păi, dar nu am vorbit. Păi, n-ai vorbit. Hai că n-avem voie să filmăm la metrou, stăm și noi aici. Păi, dar nu mai vreau să mai... Ba, vreau eu să stai. Nu. Vrei să chem poliția? Păi, de ce? Nu, deci, bă, chiar vrei să chem poliția? Poftim? Nu vreau să fiu filmat. Păi, dar nu ești filmat. Păi, dar... E în jos camera, după cum se vede. Eu am vrut cu gay. Ai vrut cu gay? Da. Am înțeles. Da. Păi, hai, stai că trebuie să chem poliția. Pare rău, dacă ești reținut, te rețin într-un fel, pentru că ai încălcat legea. Ce lege? Ai venit să te întâlnești cu un minor de 14 ani? N-am venit. Nu. Hai, mă, Laurențiu. Cu ghei, pe cuvânt. Pe cuvânt, dacă... De ce mă minți, Laurențiu meu? Păi, hai să-ți găsesc un ghei, vrei? Da. Haide. Dar major? Da. Major, da? Major. Da? Da. Îmi arăți mie o conversație cu un băiat și te cred, să mor. Dacă mi-arăți o conversație cu un băiat, te cred. Păi nu le țin așa. Ma, n-ai nicio conversație cu un băiat, ai numai cu fete. Ba, și cu băieța. Arată-mi o conversație cu un băiat în care vrei să te vezi cu el și jur că te cred că ești gay. E atât de simplu să-mi dovedești asta. Nu am văzut cu cine.
te-ai văzut cu cineva? Arată-mi și mie asta și păi, gata, plecăm, zi bună. Dacă vrei, mergem la acolo, unde stă ăla. Bă, poate ești bisexual. Adică, la nu, un nu, nu, doar mie îmi plac bărbații. Doar bărbații? Da. Am înțeles. Păi bine, atunci explică-ne și nouă de ce ai vorbit cu fata asta la telefon. Ai auzit vocea, da? Da, am auzit. Și ai auzit că e voce de fată? Mi-am crezut că e băiat. Cu voce de fată? Pă bune. Păi ce? A, mă, pă bune. Păi eu am crezut că sunt copii acolo, ăștia, mai grup acolo. Ai mai pățit sau ce? Da. Ce s-a întâmplat? M-am nu, uite, că vorbim, că nu-ți fac nimic. Dar să nu stăm în vântul ăsta, ca să poți să te aud. M-am mințit că... Uite aici, uite aici, pe cealaltă spate. M-am mințit că ne întâlnim și mi-a dat țeapă. Te-au mințit fete? Sau băieți, băieți. Și nu te-ai mai întâlnit cu ei? Nu. Am înțeles. Și te-ai întâlnit pe bune cu cineva care a zis că e fată și era de fapt băiat? Da, da, da. Da? Da. Iauzi. Păi și minte continuu. A, și mințit. Tu ai zis că acum ești mințit și că te întâlnești cu un băiat major. Da. Deci ai zis că e fată minoră. Păi are dar... sens, da. Păi nu știu. Da. Voi ce ziceți? Îl credeți? Știi că e infracțiune ce încercai să faci, nu? Păi dar n-am făcut nimic. Păi nu contează, până și mesajele e infracțiune. Știai asta? Nu. Știai că se pedepsește nu. Și chestia asta? Că e propus unei minore? Nu. Eu am crezut că e băiat să ascunde sub... Păi nu contează Nu contează, dacă e băiat, e minor, fată, minor, dacă e fată... Eu am crezut că e sub, se ascunde cum se ascunde omosexual, în general, sub asta, sub... Și mințea și că e femeie și care are și 14 ani. Și că e alt deci, sex și altă vârstă. Minți că e fată și 14 ani. Adică ți-ar fi spus că e fată de 18 ani, nu știu, 20 de ani. Eu știu. Păi n-are sens. Înțelegi? Păi dacă eu așa am crezut... Dacă asta a crezut om. Dacă așa a crezut om, voi nu mai știu ce să mai zic în situația asta. Păi cuvântul. Nu contează dacă știi sau nu le-ai crezut. Păi dacă băi, nu, mă băi. Întâlnesc cu... Dacă vreau să mă întâlnesc cu băieți... Tot te-ai încălpat legea. Fiecare vreau să te întâlnești. Cu băieți sau cu fete nu contează că era băiat sau fata 14 păi ani, sunt 14 păi ani. Nu, păi nu știam de 14 ani, nu să știu de 14 ce-a zis? Păi ce-a în mesaje nu ți-a zis? Nu mai știu. Nu mai am mesaj. Le avem noi. În mesaje tu vorbeai cu o fată. Adică ai, știu că vorbești eu cu o fată. Eu am crezut că cu un băiat. Păi, păi n-am auzit vocea, acum am auzit vocea. Păi și acum când ai auzit vocea, ce te-ai întors din drum? Păi, ce să fac? Unde să mă întorc? La casă. Păi, mă întorceam. Păi nu te întorceam, așteptai să coboare, să vină să te ia. Nu, am sunat așa, m-am sunat când aici și după da. Aia eu am crezut că e băiat. Mă așteptam la băiat când ai zis Laurențiu, am crezut că e... Că sunt eu? Da, și am crezut că... Îți plăcea de mine? Da. Da. Bă, drăguț. Asta este o situație inedită, jur. N-am mai pățit să primesc această minciună până acum. Sunt fascinat de gândirea ta, Laurențiu. Îmi plac. Sunt fascinat cum încerci să mă minți. Nu te minți. E foarte mișto. Care vrea băieței? Al cincilea. Dar nu e gay, mă. Sau poate e bisexual, maxim. Nu, că îmi plac băieții. Da? Nu-mi plac femeie. Îți plac băieții, ok. Da, astăzi nu-mi plac. Cântă, știi să cânti I Want to Break Free? Nu. Cine o cântă? Nu știu. Nu știi, a? Nu ești gay. Atunci. YMCA, mă, frate. Știi YMCA? Nu. Evident, nu ești gay. Dacă erai gay, ești gay. YMCA. Cine o știe? Of, ce să fac eu, mă, cu tine, mă? Te dau la poliție? Pe ce am? Cu ce am greșit? N-ai încălcat legea. Păi eu am crezut că e gay. Nu contează, poliția nu zică, ai crezut că e gay, gata, te lăsăm. Nu, poliția să vadă că ai încercat să racluzi o fată de 14 ani. Dar n-am dacă trebuie. Venea tatăl fetei, crezi că zicea, ai crezut că e gay, gata, nu te mai bat? Nu, te bătea direct, nu? Da. Păi vezi. Bă. Dar eu n-am treabă cu fete, eu cu mie îmi plac fete. Păi de ce vorbești cu fete? De 14 ani. Păi n-am știut că are 14 ani. N-ai știut că și n-am știut că e fată, ți-am zis că ei se ascund, noi așa ne ascundem sub... Nu, nu se întâmplă. Ba da, cu poze de fată. N-am văzut că asta... Ia caută profilul să da, mă, probabil există. Și dacă era unul care voia să-ți fure telefonul, portofelul? Păi... Te gândeai că te-ai să fii tălhărit? Ba da, îl fura, îl fura asta. Da, nu știu ce să mai zic. Tu nu ai vrut să-mi arăși un mesaj cum vrea să te cred. Păi nu am, că eu le șterg.
Le șergi pe toate, n-ai efectiv niciun mesaj. M-am întâlnit, dar e confident după aia să supără pe mine. Păi nu trebuie să-mi spui nume sau ceva. La... Ei stă pe aici, pe la... Cum îi zice? La parcul ăsta, la... Tineretului. Tineretului și așa. Dincolo, ne mai întâlnim acolo, la... Carol? Nu Carol, ăla de la Bucarești. Ștefan ceva. La ce? La Ștefan cel Mare. A, vă întâlniți în parc sau ce? Mm-hmm. A, tu ești persoana de aia de un parc? Nu, nu sau fac, ce? Nu fac un parc. Voyeur. Nu e voyeur. Nu știu. Eu doar îmi plac băieții. Eu am înțeles că îți plac băieții, dar ai venit să te vezi cu o fată de 14 ani, asta nu înțeleg. Păi n-am știut, am crezut că s-ascunde sub poză un băiat. Simt trei chestii care îți place la un timp. Asta e. Da, ce-ți place la un tip? Să-mi facă orar. Așa. Și sex. Nu, ce te atrage fizic? În afară de vântos. Prezența. Prezența? Da. Să fie prezentabil. Să fie prezentabil. Deci nu. Și mai travestit ăla. Îmi plac mie mai mult. Travestit? Adică care se îmbracă ca femeie. Drag queen. Bă, eu nu știu ce să mai zic. Chiar eu nu știu ce să mai zic, sincer. Adică, pari, recunosc că vreau să fiu. N-aș putea, dar pari, ei. Ai o aură. Dar mi se pare foarte ciudat de gen, că tu te poți băga. Păi, dar nu știu. Acum e lecție de viață. E lecție de viață, nu? Da. Să nu mai cred pe internet ce, cu cine vorbesc, da? Păi, să nu mai... Să crezi, zic eu. Dacă zice că are 14 ani și e fat, eu zic să crezi. Ca să ajungi la alte belele. Eu am venit sigur, sigur, 100% după un băiat. Tu ai venit 100% după un băiat? Păi, uite-i, da. Păi, da. Păi și ce făceai dacă cumpăra fata? O făceam în casă. Te duceai acasă? Da. Păi și ce îi spuneai? Păi eu sunt gay. Păi și fata zicea, păi ai venit să te întâlnești cu mine, ai zis că vrei să ne întâlnim. Păi plecam. Dar de ce ai întrebat-o dacă e virgină? Da, de ce ai întrebat fata dacă e acum? Virgină? Acum? Da, atunci. Păi nu mai știu. Nu mai știu de ce ai întrebat dacă e virgină? Păi dar nu știam cu cine vorbesc eu. Eu am crezut că e băiat, că bărbații se ascunde sub poze de... Și tu de ce nu te ascunzi? Păi eu nu mă ascund, de ce să mă ascund? Dar știu foarte mulți tipi care nu se ascund în comunitate. Nu mă ascund, de ce să mă ascund? Păi și nici altceva. Știu comunitatea și... Păi da, ne mai cunoaștem așa. Aha. Bine, frate, așa o fi. Ce pot eu? Pot, ce pot să mai zic? Da, bine, îți o plac. O să vină tot să zic eu că sunt gheabă. Da. Îl punem la flotări. Da, să nu faceți asta, vă rog, public, zice că nu știe părinții. Nu știu părinții tăi că ești gay? Păi acum o să știi. De ce? De ce o să știi acum? Că ai venit să te vezi cu o fată de 14 ani. Păi cu băiat am... Unde mă, omule, că ai vorbit cu o fată la telefon, i-ai auzit vocea, de două ori ai auzit vocea, de fată. Are voce de băiat? Și nu știu eu, că nu. Cu ea ai vorbit. De fată am vorbit. De ce n-ai dat înapoi atunci? Ai zis, bă, stai mă, are voce de fată, mă duc înapoi acasă, că nu-i băiat. Păi și plecăm. Păi nu plecai, că așteptam să văd dacă e băiat și dacă nu era băiat, plecam. Păi și dacă era băiat street? Dacă era băiat străin, vedeam. Nu prea merge cum vedeam la băieții străin. Păi cam întrebam dacă e pasiv sau... Îl întrebam care e... Dar n-ai întrebat. Niciun mesaj n-ai întrebat. Dacă e activ sau pasiv. Dacă era activ, ce făceai? Te duceai iar acasă? Nu, plecam, păi nu stau. Deci efectiv tu aveai două șanse să trebuia să te duci acasă. Dacă e fată sau dacă e activ. Da, da. Păi și tu mergi așa la risc, îți pierzi timpul. Să găsești un pasiv pe drum? Poate îl convertezi. Poate îl convertea, a? Băi, nu știu, aș vrea să-l cred, recunosc. Mi se pare cea mai tare poveste. Twist. Da, e un plot twist fascinant. Un plot twist. Băi, nu știu, hai să întrebăm pe cineva. Cum mi se pare, la bar, la... Ok, Preda, ție cum ți se pare? Stupid. Stupid. Bă, nu. Nu.
Nici nu vreau să te dau la poliție. Te las în lumea ta, dar dacă te mai prima a doua oară, te dăm la poliție. Păi, dar nu știu, crede-mă pe cuvântul. Dar acum știi. Dar acum știu. Nu mai... Crezi că e fată și care are 14 ani? Loc! Păi, dar nu, eu nu dă fată. Nu mă interesează fata. Pe mine m-a interesat că știu că se ascunde sub pozele alea ei. Nu se ascunde nimeni la poliție. Ok, se ascunde și nu l-ai întrebat nimic dacă e fată sau băiat. Adică n-are sens. Băieți, veniți cu atât, vreau să vă întreb ceva. Domnul a venit să se întâlnească cu o fată de 14 ani, da? El spune că de fapt a crezut că se întâlnește cu un băiat major. Voi credeți asta? Mai ales când vorbești la telefon și auzi o voce de fată, nu? Și genul și vârsta. Și genul și vârsta, da. Nu era convins, a vrut să vină să vadă. Vezi, nu te crede nimeni. Păi, dar nu știam pozele până nu am văzut. Da? De două ori? Și acum le spune că e gay, de fapt, și că a venit să se întâlnească cu un băiat major. Da. Dar ne luăm cancel. Bă, nu-l pun să sune părinții, Doamne ferește, dacă poate chiar ești, nu... Da, mă, hai că, Laurențiule, că mă minți, că nu mă minți, nu, dracu știe. Pe cuvânt. Dracu știe, că pare povestea asta, mi se pare wow, 72 de cazuri e fantastică, sunt impresionat de gândirea ta. Dacă te mai prindem a doua oară, te dăm la poliție. Și ți-anun și părinții și tot. Da, să nu afle părinții. Nu o să afle acum, dar data viitoare o să afle. Da. Hai, mulțumim de povestea asta, ce dracu să zic, ai grijă de tine și nu mai racola minore de 14 ani. Păi da, nu am știut, am crezut că e băiat. Bine, băieți majori. Da. Hai, pa. Bine. Pa, pa. Să fii cu minte. Doamne. Doamne. Mulțumim de ajutor. Mulțumim de ajutor, da. Mulțumim, băieți. Băi, eu închei episodul așa direct, că nu știu ce să mai zic, că îl închei direct. Nu știu. Mindfuck. Mindfuck. We mobbing and thugging, you bitching and bugging. There's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, investing. This paper got targeted.